Băi, o să aflați pe vlog ce am făcut la bag, dacă l-am luat și tot așa mai departe. Probabil mulți ați observat absența mea de YouTube și totul se datorează bacului. Oarecum, că în loc să învăț, am stat și m-am jucat, că sunt un leneș. Ei bine, împreună cu voi, astăzi vom vedea ce rezultate am obținut la examenul de bacalaureat. Pentru că și eu sunt la fel de curios ca și voi, acum sunt cu o seară înainte de primirea rezultatelor și încă nu știu nota la bac. Dar vreau să vă povestesc și ceva ce mie mi-a dat emoții extrem de mari. Și nu e vorba de examenul în sine de bacalaureat, ci de faptul că eram cât pe aci să fiu eliminat din examen, fiind victima colaterală a unui om care a încercat să copieze. Probabil mulți vă întrebați: cum așa, mă, robinete? Păi foarte simplu. Eram la a doua probă, respectiv istorie. Off topic, nu-mi prea place istoria, nu știu istorie, probabil nu o să am o notă atât de bună la istorie, dar trecem peste. Cam pe la toate materiile am scris minim vreo 3 pagini și trecuse aproximativ jumătate din timpul acordat examenului, adică o oră și jumătate. Când din dreapta mea aud: bă, ce-ai scris la 6? Și am zis: mamă, fii atent ce eu din cauza asta, având în vedere că examenul de bacalaureat este supravegheat audio-video, am zis fii atent că mai a victimă colaterală, eu nu vorbesc cu ăsta, o să creadă că mamă ce era în capul meu. Nenea îmi făcea semne în continuu pe sub bancă: bă, ce ai scris? Și nu numai mie, mai multora din clasă. Dar bineînțeles că eu nu i-am arătat pentru că știam ce consecințe sunt și chiar n-aveam chef să dau bacul peste 3 ani și eu nu știu istorie. Așa că mi-am văzut de treaba mea. Îmi făceam tot felul de scenarii în cap: bă, dacă o să vadă pe cameră că eu din greșeală m-am uitat la el și o să zică: bă, asta sigur i-a dat să copieze sau sigur i-a ceva. Oricum, toată treaba asta mi-a amplificat emoțiile extrem de mult până la aflarea rezultatelor și încă nu știu ce noteam, deci încă am emoții și chiar sper să nu scrie acolo eliminat din examen. Dar asta vom afla un pic mai târziu. Bun, acum că v-am povestit trauma mea și motivul pentru care încă am emoțiile amplificate până la afișarea rezultatelor de la BAC, hai să vedem ce am reușit să facem. Foarte important pentru că eu am încredere în căpșorul ăsta mic al meu. Acolo fac pariu că o să scrie reușit și o să facem niște prank-uri mari fără de tot prietenilor noștri. Stați geană! Guys, hai să vedem. Edu, rezultate BAC 2021. Cum? Unde BAC codul? Vreau și eu să vă, bă, nu mi-au dat și ăștia un link ceva. Băi, mame, bă, eu sunt un dobitoc. Unde aflu și eu cât am luat la BAC? Fără mișto. Edu cod BAC. Gata. Bă. Da, știu că nu mi-ați văzut media la BAC, dar e important că am reușit să-l iau. Media o voi scrie în secțiunea de comentarii când acest clip va atinge 3000 de like-uri, așa o să-mi dau și eu seama că vă plac vlogurile și că mai vreți vloguri de la mine. Și promit că data viitoare o să fie ceva mult mai tare. Acum am vrut doar să vă spun și vouă ce am făcut la BAC, pentru că are un rol destul de important în viața fiecăruia. Și am primit foarte multe întrebări pe Instagram, pe Discord, peste tot: ce ai făcut la BAC? Mă rog, acum că știm că a luat BAC-ul datorită codulețului eluia pe shop, băi, bagă-l bine pe shop, că altfel ne supărăm. Hai să-i facem un prank mamei mele și apoi să continuăm cu câțiva youtuberi. Gata, am dat pe speaker. Am sunat-o pe mama și hai să vedem. Te rog. Ce faci, mami? Bine, tu? S-au afișat rezultatele. Ce? N-am luat la istorie, mi-au anulat lucrarea. Aoleu, nu cred așa ceva. Da, adică, mă rog, mi-au notat-o și mi-a ieșit 5,98. Și de ce ți-a anulat lucrarea la istorie? Că m-ai băgat într-o tensiune la maxim. Serios? Hai, Robi, nu glumi, că mă deja îmi bate inima. L-am luat, mă. L-ai luat? Da. Bravo! De ce mă sperii? Nu știu de ce te-a zis, m-a zis că emoția m-a luat pentru tine, că bate. Mă bucur pentru tine, Robi, bravo, felicitări. Sigur l-ai luat? Da, mă, da, l-am luat. Mă, să nu mă mint. Nu te mint, vin o să-ți arăt. M-a scăzut istoria. Mă bucur pentru tine, Doamne, ce fericită sunt. Da. Bravo. Bine, mami, pa, te iubesc. Hai, pa. Mamă, deci mama a avut mai multe emoții pentru bacul meu decât am avut eu. Acum că am prank-uit-o pe mama, eu zic să-l trolăm un pic și pe Spazi. Alo, da. L-ai luat, mă? Bă, eu nu l-am luat telefoane, tu? Nici eu. De ce? Nu mi-ai ieșit la istorie, am luat 4,98 și mi-e frică să fac-o. Da, mă, marș. Fără mișto, am luat 4,98 și mi-e frică să fac... Da, și eu am luat 4,99, perioadă, 9. Da, mă! Mint-o. Nu mint, am dat acum pe doamna profesoară de română cumva contestație. Tu cum nu l-ai luat? Ce ai făcut? L-am luat orfane. Cu cât? 9,6. Mamă, bravo, bă! Ei, mă, să mă tu că nu l-ai luat. Da, mă, nu l-am luat. Și dacă aveai 5 de șa media? Da, da! Și Florine la robine, că a luat 4,98 la istorie. Du-te, bă, și fac contestație, că-ți mă, bă, sigur vedea. Au corectat doi profesori și mai trebuie să corecteze unul la contestație. Da, și sigur, zic că n-ai nimic și ăla e un bun și vede că-ți trebuie doar 2 și trece.
Până la 6 poți să faci rog. Doamne, cum să nu iau eu bacul spazi? Oare merge să-l tronăm și pe Kenz? Hai să încercăm. L-ai luat sau bacul? Cu masolare? Bă, ieși în toamnă o sesiune, cum se zice, nu? Sigur, că așa zici și spazi. Dar pe la chiar l-am crezut, lasă că nu. Da, de unde? Păi și eu l-am sunat să-l întreb ce-a făcut și... El, așa, 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 nici măcar nu știu sigur ce-a făcut el, dar eu nu l-am luat, bă. Nu mi-a ieșit la istorie media. Zi, mă, du-te. Normal că l-am luat pe Kenz. Dar să nu uităm de dragul nostru prieten Saic. Hai să-l prankuim pe Saic, că noi suntem pranksteri. Da, viața mea cu bacul luat. Ce faci, băi? Nu m-am culcat, voiam să mă culc 2 ore. Dar mi-era frică să mă culc 2 ore. Mi-era că o să mă culc foarte mult și mai am de făcut ceva pentru sală. Da. Mamă, înțeles. Bă, te-am sunat să zic că am toată vara limitată. Nu am cum să mai apar la toate filmările și chestii. Că trebuie să învăț să dau bacul în toamnă. Ai luat bacul, mă? Nu l-am luat. Da, da, că ai dat pe influencer. Bam. Ah, cât de prost sunt să-mi bag piciorul. Mă, să-ți fac prank, bă! Ți-a răspuns, da viața mea cu bacul lor. Ești fericit, ești mândru de mine, zile la băieți să se aboneze, că am încercat să-ți fac prank și acum filmez vlog. Aaa, sunt mortu. Da. Bineînțeles că nu se putea să nu-mi iau bully clipul ăsta, așa că, oameni buni, ea e Bianca. Stați așa, băieți, că mă sună un tovarăș, o tovarășe, exact. Da, Bianca? Ce faci? Bine, tu? Bine. Bă, dar cum ai luat bacul la română când ai scris că Ana s-a sinucit și că e final fericit în moara cu noroc? Bă, dar de ce te-ai de mine? Frate, cum l-ai mă l-ai luat? Păi nu s-a sinucis Ana și nu a fost final fericit? Știu că nu s-a sinucis, că sunt un topitor, Bianco! Cine te-a corectat mulții lucraia? Cred că Filip. Trebuia să ai ajuns la protejele alea cu perle la bac. Nu ne-au reușit toate prank-urile pentru că sunt un dobitoc. Dar băi și fete, sper că v-a plăcut ceea ce am făcut în acest videoclip. Este primul, dar cu siguranță nu ultimul vlog pe care îl facem. Bine vara, să anunț o vară demențială. Contentul o să fie mult mai calitativ din orice punct de vedere. Așa că vă rog pe cât mai mulți dintre voi activ, pentru că merită, promit. Dacă ți-a plăcut videoclipul, te rog frumos să te abonezi și să apeși clopoțelul ca să fii de fiecare dată notificat când o să postez un videoclip nou. Să anunț butonul de like pentru că așa e frumos, plus că la 3000 de like-uri o să public media de la BAC. Și neapărat robinet pe robinet, că de nu te speli cu apă rece. Pe bune. Cei care mă aveți la follow pe Instagram știți deja de când s-au publicat mediile că am luat bacul, așa că dacă nu mai le follow și dacă vrei să nu mai mult, neapărat follow pe Instagram. Eu am fost Robinet și ne auzim data viitoare. Ciao. Pick it up. Ooh. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up.